Festivalul Ia Mania are un specific și anume acela de a face o conexiune între eternitate și modernitate. La capitolul ăsta încercăm să organizăm câteva lucruri, unul dintre care este concursul Mândria. Anul acesta avem 10 concurenți care își vor prezenta colecțiile lor inspirate din portul popular. Avem și un concurent din România care s-a înscris la concurs. Totodată, la festival avem o competiție care se numește Cai Verzi pe Pereți, unde 10 artiști tineri participă într-un concurs de pictură murală, folosind tradițiile, încearcă să creeze lucrări și câștigătorii primelor 3 locuri vor avea rolul să decoreze 3 clădiri din satul Holercani. Ceea ce înseamnă că aceste clădiri vor avea un nou aspect. Totodată la festival se întâmplă o conferință care se numește Podul de Flori,